Volvo. Băi, am un nivel. De șmecher e Volvo ăsta, bă. Ia, acum l-ai tu. E șmecher rău. Bă, al meu e cam slab. Bă, are LED-uri, bă. Dar nu cred că stăm în același loc, nu stăm. Bă, dar de ce tot timpul tu ai un tir de la șmecher? Bă, tu știi cât de șmecher e? Mă ud când îl văd. Mamă, și cum trage, bă. Bă, de ce tot timpul tu ai noroc de tir bun? Stai, bă, că eu greșit pentru trebuia să iau. Mamă, dacă aș lua și eu tirul ăsta. Și ce volan are și ce tot. Are de toate pe el. Bă, are frână de mână electrică. Când o trag, face ca a ta. Hai, ieși o dată de acolo, te aștept pe drum. Au zis, bă? Ce? Când trag frâna de mână, e ca ta. Ieși o dată de acolo. Ce? Ieși o dată de acolo. Yes. Same trucks. Bă, ești nebun că de șmecher e. Ăsta al meu de-abia trage, trage să moară. Hai. Hai, bă, taie-le și tu față. Dar mă blocai. De ce? Cum te blocași, mă? Mă, cum te blocași? Ia, uite, ești tu la mine. Dar nu mă blocai nimic, bă, împinge, mă. Stai, mă, să sun la ăștia. Bă, fuck you, son of a bitch. Ce să fac? Bă, dar ce tiri șmecher ai. Bă, ești... Bă, cu ea înainte, că sigur m-am prins din urmă cu căcatul ăsta care l-am eu. Bă, are LED-uri, are tot, are frână de mână electrică. Ce poți să... Ăsta vai de capul, bine, dar cred că e și din cauza că am prea mari conductele la mine, da? Bă, ce ai și trage ăsta de rupe? Mamă, că îmi place să conduc tirul, bă. Ador. Și frâna asta de mână cum face, ești nebun, e așa de realist tirul ăsta? Move! Mate, move! Alexander, vorbește Alexander. Bă, tu unde ești, mă? Plecai, mă, zic, iau înainte, hai. A, iau înainte. Are și telefon, are de toate, stai, mă, în el. Încălzire scaune din câte văd pe aici. LED-uri, ești nebun, are LED-uri. Aproape ieși din localitate. Nu te văd încă. Trec pe roșu, dă-mă drecu. Bă, că trecui eu pe roșu și nu știu la amendă. Da, nici eu trecui tot acolo. Mamă, și cu se luminează bordul. Hai, mă, odată nu mai faci în ciudă, că am unde stat de zici că e din anii 90, are o grămadă de butoane aici. Și iau-te și tu, bă, dacă de repede accelerează, mamă, ce dragă mie de el, vreau și eu unul de ăsta. Bă, da, cum de fiecare dată când luăm oferte rapide, tu prin cele mai șmechere tiruri? Deci dacă știți cam cât costă unul de ăsta și la ce level se îl pot lua să... Iveco, mă? Ce? Iveco? E Volvo. Volvo? Păi bă, pe ăla cred că l-am și eu, mă. Nu l-ai tu pe ăsta, ești nebun. Alb, alb cu negru interior. Stai, bă, așa, ești nebun? Dă pe filmare. Bă, hai că al meu are 85 acum. De-abia luai 85. Eu mă vezi după LED-uri fraiere pe mine. Bă, nici ăsta nu e foarte slab, dar cred că am și greutate mare după mine. Eu am 11 tone după mine. A, eu am 20. Ce căcat? Cât ai la oră? 96. A, cât de repede lași 96, eu de-abia acum am 100. 98, 99, 100. Bă, deci dacă aș fi șofer pe un tir ca asta, nu mi-ar prea rău. Bă, dar nu te mai văd. Bă, sunt departe în față, mă, eu. Eu am 420 de kilometri. A, eu am 441. Nu știu în cât timp te ajung. Mă ajungi, că al meu nu ia mai mult de 100. Eu am 120 deja. Păi na. Băi, e puternic rău ăsta, mă, și trage bine și e și mecheru tirul. Și cum merge de frumos. Eu am unul de la Iveco, bă, mai fișat în gura lui. Bă, ce aici, nebun, e mortal tirul. Deci mai de asta vreau. Dar nu știu care e modelul tirului, să spune și mie, că chiar vreau să-mi iau unul de asta. Deci chiar mi se puse pata. A, bă, am aceu pornite mașină, cică. Ce? Am aceu pornite mașină, navigație. A. Eu am telefon de la micuț, știi? Nu, eu am ăsta. Mamă, de-abia am 80 la oră, hai, da, bă! Eu am 109. Ia uite-te în spate cum vin. Cu LED-uri, cu ăștia. Bă, ăsta e tot scade viteza, ce căcat face ăsta, mă? Bă, nu crește. Băi, pământ tirul ăsta, bine, care vorbește că și ce car eu. Ia-te, bă, la mine. Tu te uite și tu cum vine ăla și cum ia al meu, cum merge al meu. Dă-te-n puii mei, bă, dă-te-n puii mei.
Nu da mine, de ce ești ratat? Nu, nu da bă în tine. Cum? Da du și mine. Nu, nici nu te-a zis să-i. Ești prost? Tu văd și de aproape trecuși de mine. Păi trecui aproape, dar nu te-a. Păi mă loviși că mă dezechilibrași, ratatule. Nu te lovi. Păi dacă eu văzui și simți. Nu, păi văzui, dar probabil fulag. Da, fulag, sigur. Hai bă, că poate mă ajungi tu. N-am cum să te ajung bă, ăsta are 70, ești prost. Cât are al tău? 120. Na, al meu 70, ce căcat de tir e ăsta bă? O bă, că recuperezi încă la parcarea mea. Ce? Până parchezi eu trailerul. Da frate, dar mai sunt 370 de km, ajuns cu 15 minute înaintea mea. Bă, ce ești nebun, că dacă mi-ar zice unul că să mă fac tiristă pe un camion de-asta, în asta tu pe gânduri. Mai prea șmecher, ești nebun. Și cât de frumos merge și cât de tot. Hai că luai și eu 92. Mamă, ce curbă strâns am luat aici. Am 131. Bă, de-abia am 96, eu merg așa, agale. Bă, e superb tirul, deci îmi place. Am asta și poate că mă ajungi tu până mâine. Bă, ce bă să fie vreo problemă de la curbe cu ăsta pe la 95 la oră, ce că care probleme să fie? Chiar că. Nu ne-ai frică cu ăla. Găsim un avantaj la tirul ăsta. Îl lovi deja. Îl lovi și piciorul cât de manetă. Mă mai auzi? Curba aia loviș. Da. Nu, e o curbă în față și mă înțepenim de el, stai așa că urcă, că trage, nu e problemă, dar lovi, îmi pare rău să-l și lovesc. Bă, cât o costa unde stau, bă? Bă, azi, bă, dar reprezentanță... Vine de-al acum. Vine. Te văd, bă, ce făcuși acolo. Ce? Te văd, ce făcuși. Îi aștept pe ăștia să treacă, că mă cedează trecerea. Și văd că ăsta nu trece, doamne pe el. Hai, las că trec. Dacă omul doarme pe el. Cum urcă el panta acolo? Cine, eu? Tu. Oh, că el ținui în blană și are 30 la oră. Bă, dacă îi iluminează tot bordul, ești nebun, cât de frumos e tirul ăsta, bă. Mă ud. Bă, lasă-mă, că uite cât de repede, cât ai tu la oră? 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Cum crești eu, am de-abia 60? Bă, dar vezi ce înseamnă un șofer bun, te ajunsă din urmă. Nu, vezi ce înseamnă să... Să ce? Să am pataghinion, dar m-a oprit că era ăla acolo oprit și crezui că el trece, știi că avea, mă cedează trecerea. Bă, dar îmi intră soarele loc ție, nu? Ba da, dar acum... Îmi intră soarele nou, parcă ieri a nins. Dar mi-am 87, mă. Hai că prinde... Și e unul în fața mea care merge ca mortul. Dar îl depășesc acum, nicio problemă. Mamă, îmi plac drumurile ăștia naționale. Și mie, ca o curbe ăștia. La o curbă strânsă de sec, mă duc pe cioacă. Aha, și stai așa că de ce curbă vine acum? Băga mea și picioare, prinsesem și o viteză. Hai că tot o luai cu viteză. Uuuu! Bă, e drum prost și n-am eu cum să iau viteză, eu știu că te-aș fi dat muci. Normal, păi da bă, eu nu scăzui sub 70 în nicio curbă. Păi eu de să citinesc că să pun frână pe calma cu ăsta, că stai, ia repede suta. Păi da, trebuie să pui frână, bă, dar degeaba, că tu nu o să ajungi cu mult înaintea, mă, deși ai tirul mai puternic decât mine, că ești fraier. Sunt fraier. Pentru că sunt mult mai bun decât tine pe curbe, fraiere. Ia uite, bă, la ăsta, ce faci, mă, ratatule? Pișeam aș pe tine să mă piși. Da, mă lovi unul, mâncați-și. Te-ai făcut praf? Nu, dar m-a variat tirul, după ce că mergea greu, acum merge și mai greu. 29% varie la tir. Bă, ce ratat, bă! Cum de mi se întâmplă numai mie, mă? Se mai întâmplă sora mea. Du-te, bă, acum, după ce că acum nu mai ajung cu ăsta. Bă, ce ratat, bă, ce ratat! Bă, ești nebun, am 140 pe drum național. Da, eu am 60, că ăsta nu mai urcă. Bă, cât de repede ajung. Bă, băga-mea și picioarele, bă! Ce rahat e asta, bă? Ce curbă m-am dus. Aoleo, ce mă furai. Te răsturnași? Nu, no, dar am luat
încă că 2% de damage. Oh, vai, 2%, mi-am dat la 25 din prima, fără să fac eu nimic. Păi da, bă, dar îmi pare rău de el să-l lovesc și gândesc. Îmi pare rău, băga mai și picioare, mine nu-ți pare că dă două la mine, pișeam mai și pe el. Ghinion? Și pe tot neamul lui. De, știi, ăsta gol trece de 160. Să trebuie să mai marginea drumului, ar fi fost ceva să sară și ăsta în fața mea. Lua și al meu viteză, 110. Iarăși lovi, băga mea și piciorul, 6%. Că vine ăștia în curbă, știi, și când am viteză... Da, al ratat intrase peste mine. Bă, vin idioții, dar eu nu înțeleg cum dau de în curbe și n-am cum să iau curba în larg. Mamă, ce și... curbe și mechere pe aici, ești nebun. Ador să merg pe curbele ăștia. Ador. Păi dacă mergi încet, ador, dar eu... Am 115. Fii atent că eu am 93 acum. Și îți spun... Când iau 110, au de kilometri mai. Unde se opri. Bă, tu cât kilometri? Nu, defecțiune la motor, pornește! Am 103 deja. Oh, fuck, ce greu e, bă. Aha. Ce vă cuși, bă? Fii atent, a fost rămân loc 3 tiruri pe drum. Că era un ratat care stătea pe loc pe drum. Și trebuie să mă bag în depășire. Și fix când mă băgai în depășire, veni unul în față. Și am fost să rămân loc toți trei. Și cât dau n-ai? Păi nu-l lovirăm. Păi și ce făcut până la urmă? N-auzi, am fost să rămân loc toți trei unii lângă alții. Mă feri și ăla, feri și eu cât putui și aia fu. Marele șofer. Bă, dar dau numai de ăștia în față care nu știu să conducă și merg cu 20 la oră. Eu nu, bă, dar eu dau de ei numai prin curbe. Și trebuie să strâng curba, știi? Și e urât, că lovesc. De-aia, bă, când e bine să ai viteză cu tirul. Păi de-aia, uite, acum prin seama succes în unele curbe, îmi trebuie toată șoseaua ca să le iau. Păi asta zic și eu acolo nu pot. Nu îmi zice că e trecere de cale ferată. Câți kilometri ai? Nu cred! Trece trenul! Trece trenul? Da, fix atunci, când să trec și eu, o să cobor copac. Fraiere, vin din urmă! Cât ai kilometri? Fraiere, simt dorul, Leli. Câți kilometri ai? Am 189 de kilometri. Bă, hai că poate te ajung. Fraiere. Hai odată. Că mă ajunge prostul. Hai, mi se strică motorul. Hai. 200 de kilometri. A, ești la 12 kilometri în spatele meu, dar eu plecai, fraiere. Dar ar domnul să mai treacă odată terenul. Imposibil. Bă, păi eram înainte, acum, cu mult. Trece iar trenul! Da? Da. Luai avarii, 50%. Păi cum? Păi dacă te duci în barieră. Cum căca trece iar trenul, bă? Ghinion? La Bruxelles. Unde e Bruxelles pe harta aia? Ce se duce la aici de un? Da. Ia uite și tu, bă, ia uite și tu, bă, ce fac ăștia, bă! Mișcă-te, mă! Bă, ce era, hai, filmezi să nu intri! Ce? Apa prin mine. Da, vii după, hai. Ce trebuia, mă, să treacă trenul când trec eu, ca să-mi dea avarie? Bă, da, bar n-ai vă să conduci frâne, n-ai... Bă, ce să fac eu, mă, ce să fac dacă vine ăștia după mine, ești nebun? Uite, îmi place tirul ăla dă mine pe unde apucă. Băi, așa de silențios. Bine că și în afară e silențios. Și lătul ăsta așa mă omor. Și te treceam acolo că aveam o viteză mai mare. Mamă, ce bine iau curbele când pot. Bag frână și... Du-te, îmi pui. Și o las din accelerate și pe aceea iar îi dau talpă. Și o iau frumos. Pijama și pe el de joc. Ia uite marea, bă, ce frumoasă e. Termină că te bat. Avem priveliște frumoasă. Defecțiune la motor, normal că defecțiune. Bă, dar câți kilometri mai ai? Păi eu știu. De ce mă duce numai la Bruxelles?
vreo 250. Ce curbe iau aici, ești nebun. Deci l-a ajuns să-i pe unul, care omul îl mâncai în curbe și fug cu mult în fața mea. De ce nu mă duce decât la Bruxelles? Ce înseamnă șoferul născut? Pișeam aș pe tine că ai tirul bun și mă tamponă la prima oară acolo, de acolo plecă totul. Aici frumos. Bă, ăsta era ta, numai la Bruxelles mă duce, deși merg în continuu. S-a blocat. Ce căcat? Muriși? Ce s-a întâmplat? Ce pățești, mă? Nu știu! Deci chiar nu știu ce s-a întâmplat! Ce, mă? Îți apar... Ha! Bă, deci nici nu știu să îți explic. Da, și mă duce la Calais, direct. Perfect. Nici nu mă stau aici. Ce bug infect, bă! Bă, și cât de frumos mergeam. Acum trebuie să-l repar, chiar dacă nu e al meu, dar îmi pare rău de-l repar. E superb tirul. Cum se cheamă Volvo? Fraiere, ajung înaintea ta. Tu unde ești? Volvo FH, aha, gata. Eu sunt în Calais. Păi și acolo trebuie să-l duci tirul. Ce? Tu acolo trebuie să duci tirul. Da, din câte știu. Păi cum te-ai dus așa repede? Băi, a vrut să-i bag ăla și îi chemai pe ea să mă remorcheze și am să-i direct acolo, mă duc să-l... Bă! Și ajuns-i deja eu. Pișeam aș pe tine. Ce norocos e ăsta, bă! Tău, că nu e chiar așa. Mai avem și ghinion și zile proaste. Da, da, vă am văzut. În morții, mă, tii, nu mă vezi că vin! Hai, du-te, abia te miști. Parcă n-ai avea servo. Da, te-am pui. Pe la câți kilometri erai când făcut și accident? 100 și ceva. N-are cum. Ba da. Păi și pe mine de ce mă duce în Lille și nu mă duce în Calais? Ne uităm după te pe filmare, dar așa parcă mai aduc aminte. Păi înseamnă că n-avem în același loc, mă. Ba da, mă, în Calais. Păi și atunci de ce căcat? Că eu sunt la 80 și mă duce în Lille. Bă, dar ce-am mai zis, dacă ai față de prost. Acum m-a ajuns la asta, s-o riflez. Ce bulă nos ești, bă, așa ai fost întotdeauna, mă. Mă, întotdeauna ai avut bulan. Tir mai bun. Bă, ce lag e aici, să-mi bat piciorul. Bă, deci tirul ăsta e șmecher de tot. Până ajung eu, 70 de kilometri, mă. Tot la Lille, mă duce tot la Lille, normal. Ce să mă duc el în Calais? Dar e urât aici, bă, locul ăsta că de parcat. De ce, bă? E oribil. Că nu ești în stare să-l parchezi sau de ce? Tot la Lille, normal că tot la Lille mă duce. Probabil după ce trec de 50 de kilometri mă duce la Calais. Dacă n-aș mai avea și eu lagul ăsta... Mă, ce se tot blochează? La Calais, gata. Oameni buni, șofer născut Bercea. Bă, dar îmi pare rău, bă, de tirul ăsta să-l bat, să-l las aici. Uite, mă, pui, mi-i parcaj, gata? Aproape. Bă, dar mult îți ia, bă, să parchezi, n-am văzut. Ia uite ce se chinuie să parchezi acolo. Mă vezi? Te văd. Păi tu unde ești, mă? Uite, acum ajung și eu. Da, eu mai am până ajuns să parchez. Nu-mi iese, bă, nu-mi iese. Și am și lag de aia, mă enervează că am frame drop-uri. Bă, niciodată n-ai fost în stare să parchezi. Aici se vede șoferia, bă. Păi da, scuză-mă că eu nici măcar n-am carnet
Tu ai carnet, tu ai mai condus. Idiotule. Oh, și ce ușor am de parcat aici. Doamne, deci nu cred că tu până acum ai reușit să parchezi acolo. Nu. Bă, tu ești ratat. Bă, e așa de simplu. Gata. Vai, dar ce ai reușit tu să faci? Doamne. Te mai lăsai și eu cu, cu 2000 de euro. Bă, gata, nu mai. Deci nu mai suport orașul ăsta, e lag, fraților. Și uitați să dați voi un like și noi desigur ne vedem data viitoare, pa, pa. Da, bă, de ce oprești filmarea? De ce? Pe parcai, gata. O iau cu iubit, aha, aha. Deci ajunsești cu 5 sau 6 minute înaintea mea și parcai de 10 ori mai repede decât tine. Hai odată să îți arăt ceva la așa skin. Bă, doamna, că m-am dat cu acest video. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și noi ne vedem data viitoare, pa, pa. Berge, frate.